Rugăm încă o dată maramureșenii să dea dovadă de responsabilitate. După cum ați văzut, și în ultimele zile a fost un șir neîntrerupt de intervenții la localizarea și lichidarea unor incendii de vegetație uscată care de multe ori s-au extins și la fondul forestier. Reamintim maramureșenilor că arderea resturilor vegetale a gunoiului, deșeurilor și altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, reprezintă contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Totodată, în conformitate cu ordonanța de urgență 195 din 2005 privind protecția mediului, sunt interzise arderile fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului, iar amenzile sunt între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoanele fizice. De asemenea, eliminarea deșeurilor de orice fel prin incinerare este interzisă în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 92 din 2021 privind regimul deșeurilor și se sancționează cu amendă contravențională între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele fizice. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă, repet acest lucru, dacă nu se impune ca o măsură excepțională în cazuri de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici conform standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor reglementate prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale numărul 352 din 2015.